rog. Astăzi vom face o surpriză de Paști pentru niște copii nevoiași. Organizat de niște oameni care vor să ajute acești copii. Da. Unde vom duce cadourile? La... Cadou nostru. Da, în Luncă, la Kaufland, acolo joi 14 aprilie, la ora 5:30. Sper să fim în număr cât mai mare. Eu am văzut această acțiune pe Facebook și Tania și cu mine ne-am gândit să... Normal! Eu mă bucur că am primit de la biserică, am fost la biserică și am primit niște lucruri, așa se bucură și ei. Exact. Și să începem să împachetăm cadoul. Acestea. Avem aici cutia în care vom pune cadoul. Da. Și aici hârtia. Hârtia. În fine, mai întâi să începem să pun hârtia. Aducem mama lipici și lipim. Imediat revenim. Bun, acum punem scociul. Am descoperit totuși cum se face. Eu nu sunt simetrică. Adică să văd fixul fix. Așa. Te descurci? Da. Gata. Mai punem o dată? Putem la final, când împachetăm... Da. Lipește și împachetăm. A, acolo, mamă. Să începem. Prima dată vom pune hăinuțele. Ce ai pregătit acolo? Ce le-ai pus? Am pregătit o cămășuță scurtă. Am pregătit un tricou, niște blugi care sunt mici. Exact. Și un hanorac. Un hanorac. Sunt pentru o fetiță de... 7-8 ani. 7-8 ani, da. Și ce ai mai pregătit, lu fetiță? Un popit. O cordeluță. O oglindă. Da, fetele au nevoie de oglindă. Un marmoțoi cu... O brioșă. Broșă. Brioșă, mi-e gândul la brioșe. Biluțe de la Lidl. Da, din acelea face nu. Cum? Fresh. Fresh heads, da. În fine, dacă mai găsesc pe aici, aia e. Da. Mi-au scăpat. Așa, voi pune aici. O, din asta. Te-ai pus la ghiozdănel. O pastă de dinți. O păpușă. Asta nu e. O carte să citească. Ce-ți place să citești? Așa. Excelul și... Așa, mă relaxez un pic. Da. Și după ce citește să se facă și frumoasă, dar și drăguță. Așa. Punem aici. Lanțele lui vom pune aici. Avem un orar cu pet shop. Să-și noteze acolo. O carte de colorat și de citit, bineînțeles. De la Catena. Și o carte de făcut. De ghicitor, de labirinturi, de desenat. Sper să-ți placă! Și cam acesta este cadoul nostru. Îl vom împacheta. Ai zis că vei scrie și o felicitare micuță înainte să... Imediat. Să închidem. Imediat. Și vom scrie scrisoarea. Thank you.
Și am scris scrisoarea, o să vă citesc după aia, dar am mai găsit un puzzle. Și îl voi pune și pe. Sper să se bucure de el. Iar prietena mea, Raisa, o știți, din blogul acesta și acesta, nu mai știu, a făcut și ea. Da. De și le vom duce mâine la Kaufland să le dăm persoanele care se ocupă. Din câte am înțeles eu de pe Facebook, biserica, o biserică se ocupă de strângerea de cadouri. O să vă las sănătate. O să vă las link-ul în descriere. Sperăm că vedeți acest vlog și până mâine poate reuși să duceți și voi, Toniuță, să duceți și voi lucruri de care vă puteți lipsi și care pentru unii copilași înseamnă mult. Da. Deci acum să vă citesc scrisoare. Bună, mă numesc Tania și îți voi da acest cadou de Paște. Sper să ai un Paște fericit și multă sănătate. Sper să îți placă. Cu drag, Tania. Paște fericit. Bună, sunt iepurașul și îți doresc Paște fericit. PS. Să știi că am un canal de YouTube și se numește Tania Kids Show. Am filmat cadoul tău. Și dacă te uiți la acest video, să știi că și scrisoarea e citită. Sper să vezi acest video și să ne scrii în comentarii dacă ți-a plăcut ce ți-a oferit Tania. Și la noi, la țară, s-a făcut așa, din Germania. Da. Cum a zis mami, dar din dar se face rai. Da, e bine să ajutăm din ce avem și noi, din puținul nostru, să împărțim și cu alții. Pentru că poate alții au mai mare nevoie decât avem noi de lucrușoarele. Dar pentru unii deci, înseamnă enorm. Să pun. Gata! Paște fericit! Paște fericit! Revenim cu poze mâine, cum am predat cadou. Ei, și împachetăm! Să nu uităm să împachetăm cadou. Aici mi-am scos și eu. Din preta. În fine, să zicem că nu vedeți nimic. Nimic. Eu aici am luat acest cadou. Adică cadou. Mami a luat acest folie și eu. Și pe ea vom scrie e fată de 7-8 ani, pentru că eu am pus aici mici. Și mie mi-erau bune la 7-8 ani. Da, lucrușoară pentru ce vârstă se potrivesc, fetițe, băiat. Dar am o întrebare. Pe ce dată este ziua mea? Scrieți în comentarii, dacă știți. Bună seara, senorita. Împachetăm cadou și revenim. Ultimul scotch pe cadoul nostru. Sper să te bucuri. Ia uite, aici e fundul. Întoarce invers. Poc. Bum, bum, sacatata. Paște fericit tuturor. Paște fericit tuturor. Și mami, n-ai știut să fac aici și am făcut eu. Exact. Vă pupăm și dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un subscribe și pe clopoțel. Și să nu mai uitați ce. Dar în dar se face rai. Exact. Și să împărțiți cât mai mult. Chiar prietenilor, părinților, bunicilor, familiei, oamenilor apropiați, oamenilor îndepărtați. Oricum. Și de sărbători de Paște, să fim mai buni, mai darnici, mai iertători și nu numai de sărbători. Da, tot timpul. Dumnezeu ne va răsplăti. Sper că vă place. E destul de greu. Așa, avem...